La vârsta de numai 12 ani, Alesia Cristescu din comuna dâmbovițeană Odobești are deja în palmares participarea la 8 turnee din Federația Română de Tenis. A câștigat 3 dintre ele, dar a urcat de fiecare dată pe podium. A fost ca oricare meci, a fost greu, nu pot să zic că a fost ușor, pentru că mi-a pus câteva probleme la câteva mingi și niciun meci nu va fi niciodată ușor. Mi-am dorit să fac să practic un sport individual. Nu mi-a plăcut niciodată sporturile de echipă pentru că nu-mi place să depind de altcineva. De exemplu, dacă aveam un meci important, să zicem, jucam volei și o echipieră nu se simțea bine, pierdea meciul ăla și era păcat de el. Cui datorezi această ascensiune a ta? Părinților, un pic fratelui meu și antrenorului. Cum se numește antrenorul tău? Palaj Valentin. Câteva cuvinte despre fiecare trofeu în parte. Aici a fost al doilea turneu câștigat în federație. A fost și la simplu și la dublu, la Onești. Acesta a fost în tenis 10, nu în federație, tot câștigat la Elite în București. Acesta a fost tot în tenis 10 câștigat la Bistrița. Acesta a fost locul 3 la Ștei, Cupa Iris, în federație. Acesta a fost câștigat astăzi, tot locul 3, la Tenis Clubas, în federație. Acest sport l-a început de la vârsta de? 9 ani jumătate. Cum te simți când câștigi un meci? De obicei mă simt cel mai bine când câștig finale, dar așa când câștig meciuri normale, Nu mă manifest pe teren, pur și simplu, merg așa și merg mai departe. De obicei când pierd unele meciuri, mă gândesc de ce le-am pierdut și pentru mine câteodată este chiar și un câștig când le pierd, pentru că îmi dau seama ce lipsește la antrenament. Și mă duc la antrenament și zic antrenorului, trebuie să facem asta. Foarte extrem de greu, în primul rând, în care dacă nu se muncește, nu prea se ajunge nicăieri. Văd că aveți o elevă silitoare. Da, foarte silitoare, ambițioasă în primul rând și asta e mare lucru. S-a dezurcat în ultimul timp. În ultima vreme facem pași repezi către obiectivele pe care ni le-am propus, obiective pe termen scurt, deocamdată și mediu, și sunt foarte mulțumit de direcția în care mergem, se descurcă foarte bine. Sunt ca la orice copii, mai sunt și zile în care nu prea mai are chef sau așa, dar destul de puține. Mai aveți cu copii de vârsta ei pe care i-ai antrenat? Da, în general mai am cam 5 persoane, tot așa de 12-13 ani. Dar dintre toți pot să zic că e printre cele mai ambițioase și pașii pe care îi face în direcția potrivită sunt foarte mari. În spatele acestor rezultate obținute la o vârstă fragedă stau multe ore de antrenament zilnic, susținerea familiei și a antrenorului, dar mai ales determinarea sportivei.